contava nica rosuta, mare a unire nu se uita, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 i-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri moți. Veneau la Alba rând pe rând și toți aveau același gând, să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Să se unească frați cu frați, cu toți românii din Carpați. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 i-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri moți. Azi România traiei hotare, se îmbracă în strai de sărbătoare și își cinstește bravii eroi, din secol îi cinstim și noi. Și își cinstește bravii eroi, din secol îi cinstim și noi. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască! 918 i-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri moți. Sub coroana României s-a făcut unirea și aducem armatei noastre toată prețuirea. N-avem cum uita istoria, trebuie să știm pentru cine suntem astăzi noi să mulțumim. Doamnelor și domnilor, ceremonia continuă cu defilarea detașamentelor din cadrul structurilor din compunerea Sistemului Național de Apărare. Informațiilor la regimentul 69, artilerie mixtă Silvația, ofițer participant la două misiuni în teatrele de operații din Afganistan și decorat cu 4 distincții pentru merite deosebite, dintre care menționăm emblema de merit în slujba păcii a statului major al forțelor terestre. Ofițerul este embarcat pe aruncătorul de proiectile reactive, supranumit și pumnul de foc, destinat pentru distrugerea țintelor de dimensiuni mari, având o bătaie de 20 de kilometri. Defilează detașamentul Ministerului Apărării Naționale, comandat de capitanul Daniel Roșan. Detașamentul
detașamentul este constituit din militari din cadrul regimentului 69, artilerie mixtă Silvania, având în față drapelul de luptă al batalionului 315, artilerie Simion Bărnuțu. Voievod-Sălaș, comandat de maiorul Bogdan Claudiu. Prin fața dumneavoastră defilează personal din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaș. Plutonul 1 de ofițeri al comandamentului unității, echipați în ținută de reprezentare, este condus de locotenent colonel Pop Florin, șeful centrului operațional județean. Defilează plutonul de polițiști din cadrul poliției orașului Cimleu Silvaniei și a secțiilor de poliție arondate, comandat de subinspector Iftenie Sorin Valentin, ofițer coordonator al formațiunii de investigații criminale. Încheie defilarea surselor debarcate, detașamentul de voluntari ai Crucii Roșii Sălaș. Detașamentul este condus de ardelean Andreea Teodora. Distinși invitați, urmează defilarea tehnicii militare. Două autocamioane 665T care tractează tunurile au buziere calibru 152 mm. Obuzierele pot distruge ținte din dispozitivul inamicului până la o distanță de 24 km și execută misiuni în orice condiții de timp, ziua și noaptea. Un autocamion DAC 665T care tractează un tun antitank calibrul 100 mm destinat nimicirii tancurilor, mașinilor de luptă, transportoarelor, precum și nimicirii personalului și mijloacelor de atac nuclear ale inamicului. A fost primul tun realizat de către Industria Națională de Armament. Continuare defilează tehnica Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj. O auto specială de patrulare și intervenție pe șasiu de autoturism Dacia Duster, o auto specială de patrulare și intervenție pe șasiu de autoturism Volkswagen Transporter cu o capacitate de 8 locuri. Încheie blocul de defilare al jandarmeriei o auto specială pe șasiu de autoturism Renault Traffic destinată efectivelor de acțiuni speciale și antiteroriste. Defilarea continuă cu tehnica de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din care fac parte cele mai performante auto speciale de intervenție. Locul de defilare a pompierilor este deschis de autospeciala de primă intervenție și comandă folosită pentru deplasarea la locul intervenției a conducerii subunităților operative. Autospeciala pentru munca operativă împreună cu ambarcațiunea navală, autospeciala de stingere cu apă și spumă de capacitate medie, autospeciala pentru descarcerea regrea, care tractează punctul medical avansat utilizat în cazul accidentelor cu victime multiple în vederea asigurării triajului și asistenței medicale calificate. Thank you.
un pop, se încheie parada militară în an centenar. Sărbătoarea centenarului Mare Unit continuă cu un concert de muzică patriotică.